Al treilea concurent care a pășit în casa Mireasa în sezonul 9 se numește Andrei și a venit însoțit de mama lui, de doamna Nicoleta. Andrei are 27 de ani, este din Focșani, locuiește și lucrează în momentul de față în București, bine, exceptând această pauză în care a venit la Mireasa. Este creștin ortodox, a studiat și activează în domeniul IT. Mama lui spunea mai devreme în live că nu a urmărit emisiunea, nu prea știe despre ce este vorba, dar cu siguranță, la fel ca toate celelalte mame și concurenți, o să se obișnuiască treptat. Este un sezon plin de mame, sunt 9 băieți și 8 mame, chiar spunea doamna Simona mai devreme că este probabil sezonul cu cele mai multe mame și ne bucurăm de acest aspect pentru că au fost sezoane când știți erau foarte puține și au trebuit să adopte destul de mulți copii.